În ciuda vremii, capricioasă și destul de rece, angajații pepiniere i-au pregătit o solă în aer liber pentru prima cultură de anul următor. Prima activitate de însămânțare la pepiniera din Râșnov a început cu o suprafață de 300 de metri pătrați de teren pe care vor fi cultivate 40 de kilograme de jir. Producția așteptată la primăvară va fi de cel puțin 10.000 de puieți de fag. Asta se întâmplă pentru că fagul nu este pretențios și, în general, se regenerează natural foarte repede. Pentru brad și molid, celelalte specii care predomină în zonă, semințele vor fi cultivate în solar, unde vor sta maximum 2 ani. De-abia după alți 3 ani în solele exterioare, puieții vor putea fi folosiți la împădurire. Capacitatea totală proiectată este de 10.000 de puieți de fag și 25.000 de puieți de rășinoase, aici intrând 14.000 de puieți de brad, 5.000 de molit și 1.000 de pin. Deva 35.000 de puieți pe an. Ocolul Râșnov administrează 7.000 de hectare, dintre care 6.300 sunt ale primăriei Râșnov. În general, beneficiem de o regenerare naturală foarte bună, astfel încât suprafețele pe care le completăm la plantație sunt de 3, 4, 5 până în 7 hectare. Niciodată n-am plantat mai mult de 7 hectare. Pepiniera ar trebui să producă suficient pentru satisfacerea acestor nevoi. În plus, ea este menită să scutească primăria de cheltuielile anuale cu puieții. În zonele în care arborii ajung la vârsta exploatabilității și se exploatează suprafețele respective în funcție de amenajamentul silvic, zonele respective urmează ulterior să fie împădurite, iar lucrul acesta se face în fiecare an. 50.000 de lei se cheltuiau anual din bugetul primăriei pentru astfel de împăduriri. Mai mult, după primii 5 ani, primăria va putea să și vândă din producția obținută aici. Pepiniera se întinde pe o suprafață de aproape un hectar. Are un solar de 100 de metri pătrați, amenajat și utilat cu sisteme de încălzire și irigare, iar aproape 2500 de metri pătrați din suprafața ei sunt câmpuri de cultură. Pentru dotarea pepinierei silvice a fost cumpărat și un pachet de utilaje și echipamente profesionale. Costurile totale ale proiectului au fost de 900.000 de euro, 60% bani europeni și 40% din bugetul orașului Râșnov.